Am revenit la tablou de viață alături de distinsa doamnă Elena Botez și cum vă anunțam înainte de publicitate, urmează poveștile savuroase, urmează amintiri din acele momente care au făcut așa deliciu. Pentru că, spuneți-mi ce s-a întâmplat povestea aia cu sacul, vreau să o mai aud odată. Da. Deci ce s-a întâmplat cu sacul? Trebuie să vă spun că cei mai buni prieteni ai mei din opera au fost cei trei baritoni, Eni Gărescu, David Ohanesian și Herlea. Un spectacol cu... Am făcut foarte multe spectacole cu ei, ne înțelegeam foarte bine. Cu Herlea am cântat și în Bulgaria, cu Puiu am cântat în toate părțile și în Erevan, cu Puiu, adică Ohanesian. Dar o întâmplare care mie îmi place totdeauna să o povestesc și în ziua de astăzi e când e chemat Ohanesian pentru spectacolul de Rigoletto. Și așa, pe cum știe toată lumea, că în actul 4 Gilda este înjunghiată, el crezând că în sacul pe care îl aduce sparafucile pe scenă este contele de care el să vrea să răzbune. Deci eu sunt băgată într-un sac, Gilda, și adusă la picioarele tatălui meu. Așa trebuia. Dar sacul trebuia fixat așa, că atunci când el descoperă că e fica lui, o ridică în șezut și a ultimele ariete trebuie să le dea de Să acolo, decânte din de sac, acolo. colo în cer, lângă maica iubită, eu pentru voi mă voi ruga. Dar basul, șola, criminalul, mă bagă în sac și zice, lasă că vă fac eu vouă. Deci a fost Și aduce intenționată. sacul și îl pune de așa manieră, încât atunci când trebuie să mă ridice, eu eram cu spatele la public. Și Ohanesian cântă, uite ce m-am răzbunat pe tine, uite tu stai la picioare, iată și pintenii. Și în clipa aia îmi dă un picior, crezând că îmi dă un picior în pinteni. Și eu îi strâng din sac, oh, acolo-s picioarele! Ăsta disperat are, mai are replici, mai bate în poartă, ticălosule, ce mi-ai făcut, nu știu ce, Gilda, Gilda, și își facă sacul și îl mută de 90 de grade ca eu să pot să stau cu fața la public când mă ridică. Bineînțeles că finalul, care totdeauna se termina într-o liniște și cele două, trei măsuri care le cântam eu colo în cer, lângă maica mea iubită, era o liniște și oamenii simțeau momentul. Bineînțeles, forfotă în sală, râsete, gesticulări. Da, s-a lăsat cortina și bineînțeles că Oha, eu m-am dus singură în fața spectatorilor, iar Oha fugea să-l bată pe bas că a stricat finalul. Au ieșit până la urmă amândoi și s-au împăcat în fața publicului, dar a fost un moment foarte drăguț pentru că publicul, în loc să fie, au râs, au aplaudat și a ieșit Au știut un să final așa savureze cu momentul ăsta. foarte mare entuziasm, deși Ei, da, îi au stricase reușit bine. să Da, întoarcă acest da. aparent eșec de acolo și au ieșit cu o Da, fază frumoasă și bine, luminoasă am în foarte față. multe întâmplări așa, enorm de multe, dar vreau să mai spun unul foarte drăguț, că noi aveam obiceiul să, adică trebuia, nu mai obiceiul, era obligatoriu să facem patru spectacole, norma asta era. Nu puteau, nu ne puteau distribui pe toți, atunci ne strângea impresarul, lua toți soliștii care nu făcuseră norma în luna respectivă și ne ducea în diferite deplasări. Recaș, Buziaș, Herculane, cântam. E, n-a avut bietul impresar unde să ne ducă și atunci a auzit că undeva unde sunt traiere, sunt mulți țărani acolo la traierat. Ne-a urcat în microbus și ne-a dus. Bineînțeles, pianul a găsit o platformă de căruță, a urcat pe platforma aia, în spatele căruței era un stog unde se dezbrăcau balerinele, că le-a adus și Da. pe ele să danseze. Și a pus pe platformă, a pus pianul și a început. Ăștia, oamenii săraci, de goi până la mijloc, prăfuiți, nenorociți, obosiți, ca voi, vai de capul lor, îi strângea să le aducă. Noi tot îi arătam că ăla e vinovat, impresarul, nu ce căutăm noi acolo.
În sfârșit începe tenorul Emandinu cu nouă sara mea unde cresc portocalii. Nu, pardon, aria din Vânzătorul de păsări cânta el. Și au început, bineînțeles, ei râdeau, discutau, înjurau, țipau. Nici nu se gândeau să... Eu într-un colț stăteam nenorocită, zic, ce o să se întâmple când încep eu cu coloratura mea? O zic, asta în loc să cânte o doină, să urc, să cocoță pe sunete înalte, care noi nu le înțelegem deloc. Eram distrusă. Apare, se urcă sus pe platformă, Lucia Ambruș, o mezzo-soprană. Nu cunoști, țara mea, unde cresc portocalii. Aoleu, aoleu, mi-a intrat o mușcă mare în gură! A sărit de pe platformă. Bineînțeles, toată lumea a sărit cu apă, cu nu știu ce. Țăranii s-au distrat de mama focului. Țăranii din Recaș, Recaș, da, o renumit, Recaș, da. A Timișorii. Iar noi, fericiți, ne-am dus repede, am fugit în microbus, tot arătând cu degetul că nu suntem vinovați. Ăla e vinovat. Era să-l bată pe impresar. Sunt foarte multe lucruri așa care se încurcă. Care aduc așa sarea și piperul. Da, 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 sarea și pentru noi, da. Turneele alea noastre, care eram culcați prin cămine, murdare, fără apă. Apropo de turnee, ați putut ieși, că îmi spuneați că ați avut probleme, că tot timpul, fiind securitatea, tot timpul era, trebuia să... Totdeauna aveați era un alt regim, nu e ca acum poți să ieși. Cum au fost ieșirile din țară? Sau cum trebuia ieșirile să dați țară, să dacă, acolo? Dacă ți se permitea securitatea să ieși. Eu am fost chemată... Cum erau întrevederile astea? De exemplu, un impresar din străinătate trimitea o adresă că o vreau pe cutare botez sau nu, în rolul Rigoletto sau Lacme sau tradat. Și mă duceam, făceam toate formele, așteptam și cu două zile înainte mă ștergea. Nu-mi dădea voie. Dar eu am avut curajul și m-am dus la șeful securității din Timișoara. Toată lumea a zis, mă, asta o să te dea afară. Nu-i nimic, o să mă dea afară, dar eu vreau să văd de ce nu pot să plec. Și de la ușă m-a luat. Știu că așa, că așa, că așa. Zic, da, tovarășul Stescal, aveți dreptate, dar eu vreau să vă întreb. Dacă eu sunt chemată în Germania, de 5 ori am fost la Berlin după aceea, dar dacă eu sunt chemată și în ultimul moment mi se spune, cu valiza în mână, mi se spune, tu nu pleci. De ce? Eu am aici acasă dată de stat. Sunt prim solist a operei în Timișoara. Am mașină. De ce să rămân în străinătate? Să spăl scările nemților? S-a uitat așa la mine foarte crunt și a zis, bine, du-te acasă. Și a doua zi am primit pașaport. Mi-a dat voie. Și de atunci am plecat mereu. Nu m-am mai... Deci tot dar curajul dumneavoastră de zile, da. Dar am avut curaj. Toți spuneau, mă, dar asta e dură. Nu-i nimic. O să mă asculte și o să... Dar tot la aceeași persoană ați mers și atunci când v-ați luat mașină? Da, tot la aceeași persoană după aceea, am prins curaj. Și colegii mei avea un singur inginer moldovan, avea mașină și fiind conferențiar, l-au dat afară. Și atunci am zis, eu sunsesem bani și vreau să rămân. Mi-am scris, deja mă știa, tovarășul Botezu, ce mai vrei acum? Zic, tovarășul Stescal, eu vă rog un lucru, să-mi spuneți cinstit. Am fost, știți că am fost în atâtea, am fost în Bulgaria, în Germania, în Ungaria, am fost în atâtea turnee, am strâns niște bănuți. Eu pot să-mi cumpăr o mașină? Du-te acasă! Totdeauna așa spune. Du-te acasă. Du-te acasă. Și până la urmă mi-a dat aprobabil. Și așa am cumpărat un Fiat 600. Prima noastră prima mașină. Prima mea mașină, da. Știu că mi-ați povestit cu mult drag cum v-a plăcut foarte mult să șofați. Da. Ați condus cât sute de mii de kilometri. M-a apucat dorul de părinți și de frați, deci la Timișoara. Noaptea la ora 3, soțul meu avea grijă să spună mecanicului, îți dau cheile, nevasta mea pleacă singură. Și aducea mecanicul și spunea, numai pana de cauciuc nu pot să o fac. Și mă urcam în mașină și plecam. Dimineața la 6 eram la Brașov, beam o cafea, la ora 2 mâncam cu familia. Veneam Timișoara,
Piatra Neamț, 660 de kilometri. Singurică? Singură. Bun, dar și în alte părți, în alte turnee, tot timpul v-ați dus singură cu mașina? Totdeauna am fost cu mașina mea. Ei au mers cu microbusul, eu am mers cu mașina, da. Bun. E, câte mașini ați schimbat așa? Că și da, asta am schimbat vreo 7 mașini, pentru că nu țineam prea mult plecând tot singură. Am avut totuși o mică neplăcere odată când am venit de la, plecând de la Cluj spre Piatra, am avut o pană de cauciuc. Uh-huh. Și eram cu soacra mea, avea 80 și ceva de ani, și eram în vârf de munte, după Apahida. Și am și bătrâna săracă a început să plângă, zic, ce-i serat, ce ne facem, eu nu puteam să schimb. Și trece un țăran și îi spun, nu vrei, mă, ta să mă ajuți aici? Uite, dar eu nu știu, doamnă. Bine, clar, eu îți arăt cum să desfaci bușoanele și eu. M-a ajutat și după aia zice, nu, păi eu îți mulțumesc, Adeleanu. Nu, îți mulțumesc că m-ai făcut șofer. Și-am plecat. O singură dată am avut, restul nu. M-a păzit Dumnezeu. Deci v-a plăcut să mergeți cu mașina? Da. Ce v-a mai plăcut? Și singură. Și singură. Ce pasiune așa ați mai avut? V-am spus, am crescut copii. Foarte mulți. Adică deci i-am crescut, nu i-am înfiat. Luam, da? Am luat o fetiță de la Huș, care avea 12 ani, nu știa decât de fasole și de cartofi. Când a ajuns la mine și i-am făcut primul gris cu lapte, a zis, dacă îmi dați în fiecare zi, eu nu vă mai cer altceva. Prima dată când mânca gris cu lapte. Și am crescut-o, adică am ținut-o la școală, la Timișoara, și m-am măritat-o, am luat alt copil și alt. Și aici, în Piatra Neamț, vă poate confirma și directorul școlii de artă, câți copii am ținut eu. Foarte mulți. 4 ani, cât ținea liceul, eu aveam o fetiță la mine. Nu mi-a plăcut să stau singură. Mi-a plăcut totdeauna să am în jurul meu tineret. Deci ați avut mai mulți copii decât, chiar dacă nu i-ați avut pe ai dumneavoastră, da, biologici, ați avut... 16-17 copii am crescut eu așa. Și anul ăsta, am fetița mea, care Elena, care a stat 4 ani, uh-huh, până în toamnă acum, care este la colegiu, a stat 4 ani la mine, Elena Zaharia. A făcut liceul la noi, l-a făcut cantul popular. Ați iubit. N-a fost eleva mea, da, dar am ținut-o. Știam că sunt 5 copii și că mama e greu, se descurcă greu și... Da. Și sunt mulți răspândiți așa prin lume care vă sunt recunoscători pentru tot ce ați făcut pentru ei? Foarte mulți. Foarte mulți copii. Am... Ce să vă spun? În afară de Celea Costea, care este prim solista, uh-huh, operii din Atena și este realizată, am foarte mulți copii. Claudia Caia, care este la București, Claudia Robu, care este la televiziune, uh-huh, pe care probabil că o cunoașteți și noastră, colegă. Da, e prietena mea din copilărie, sigur. Da, foarte mulți copii. Nicoleta Colcear, care e de la Borsec și care am crescut-o și prim solista operii din Timișoara acum. A stat cu mine ani de zile. Așa, mulți, foarte mulți copii care au stat la mine. De emoțiile pe care le trăiți dumneavoastră când unul din copiii pe care îi pregătiți câștigă un concurs. Când vă sună, să vă spun că da, am luat premiul întâi. Este cea mai mare bucurie a mea. Și tremur cu ei. Știu, ei se duc în diferite orașe. Sau am copii care au plecat la Florența, nu? Și au intrat primele la conservatorul din Florența. Numai eu știu cât am tremurat până când m-au anunțat că au reușit și au reușit printre primele, cu bursă. Am băiat... Un băiat de la Târgu Neamț, care l-am trimis la Glasgow și care l-a primul. Și am foarte multe realizări așa din ăștia ani, 10 ăștia de ani care i-am petrecut la liceul de artă, care sunt răspândiți în toată lumea și totdeauna când au ocazia, îmi trimit răspuns. Băi, am pe cineva care mi-a trimis și bani. Un fost solist de operă pe care eu l-am salvat
pentru că nu mai putea cânta și trebuia să fie dat afară. Și cum l-ați salvat? A ajuns în Germania, fata lui este foarte bogată și de Crăciun sau de Paște îmi trimite bani. Pentru că eu nu i-am luat niciun leu. El era dat afară pentru că nu mai putea cânta, făcuse o boală, una laringită cronică. Ce ați descoperit sau cum l-ați ajutat? Eu l-am luat cu respirația întâi. Nu cum făceau alți profesori, îl puneau să cânte până răgușea. Am zis, nu, un an nu cânti deloc, te tratezi la medic, îți faci niște tratamente și facem numai respirații. Și după ce am făcut cu el o respirație, pe urmă am început să-l pregătesc la canto și a dat admiterea la București și a intrat. Și el spune așa, eram muritor de foame, eram însurat și aveam o fetiță de 2 ani, nimeni nu m-a ajutat, am fost dat afară. Numai dumneata mi-a întins mâna și a zis, hai să încercăm. Da, Rafai, este un băiat care trăiește în Germania. La Piatra Neamț, la deschiderea liceului Victor Branner, ca să vorbeam într-o pauză de emisiune, ați fost de la început, la deschidere a venit directorul și v-a contactat și de atunci... A fost altfel. Eu i-am spus lui Mihăiță Albu, nu avem partituri. De unde se iei? Că pe atunci nu exista Xerox. Deci în 90 și... Întreb 92. Întreb și pe colegul meu, că știe și el. 91? 91 s-a înființat. S-a înființat liceul. Dar nu am înființat asta la început. Nu? A trecut un an, eu m-am zbătut că n-aveam partituri. Zic, hai să facem un concurs. Și mi-a zis, da, bine, zici, dar n-avem niciun ban. Și atunci am plecat, cum zic eu, cu Milaga, la diferiți oameni mai stăriți. Ne-am dus și ne-am umilit pur și simplu să strângem niște bănuți, pentru că cum la un concurs trebuie măcar premiul întâi și doi să dai ceva, nu? Și am strâns niște bănuți și am făcut ecouri muzicale. A fost primul concurs. După care Mihăiță a avut curaj din concursul de canto, a adăugat celelalte instrumente și a realizat acest Elenescu, care este și până în ziua de astăzi. Și foarte multe concursuri din țară, din lipsă de bani, s-au desfințat. Vă pot spune, deci nu știu dacă a rămas Tulcea, Galațiu și nu știu mai ce, dar altele s-au desfințat. Și noi rezistăm. Anul trecut, de exemplu, s-au prezentat 70 de viitori soliști la concurs. 70? 70 am avut. Da. Iubiți liceul acesta? Este... prima mea casă, pot să spun. Și directorul știe că eu dacă plec, eu pot să mor. Pentru că acolo este tot ce am. Ce am investit. Sentiment, viață, trăire. Tot acolo am investit. Eu n-am mai avut o altă viață. Nu m-am mai bucurat de nimic. Fiind singură, asta este. Dar v-ați bucurat de atât. Eu dacă nu mă duc copii într-o zi, n-am program. Dar eu mă duc. Trebuie să calc scările acestui liceu care a fost înființat odată cu Mihăița Albu și cu mine. Și cu ceilalți profesori, bineînțeles. Sunt mari profesori, cum e profesorul Ciobanu, cum este doamna Spiridon. Foarte mulți, o pleiadă de profesori care au ridicat școala asta. Dar în materie de canto, eu am pus umărul și ceilalți care au venit după mine. Și mă bucur că sunt copii care sunt foștii mei elevi. Da. Profesori astăzi la liceul de artă. Profesori foști elevi, da, dumneavoastră? Cum este Olguța Toma, cum este Narcisa. Narcisa, cum mai sunt Cristina Ilie și așa mai departe. Foștii mei elevi sunt astăzi profesori de canto. Spuneți-mi, sunt copii talentați în zona asta a Moldovei sau sunt mai multe talente în Timișoara, în București, în altă parte? Nu, eu nu știu. Eu cred că, știți cum e, trebuie să descoperi talentele. Dacă sunt școli care sunt dezinteresați, e școală, sunt profesori, mi-au salariu,
Nu, dar, no, dar ai noștri? Păi merg prin din școli și descoperă copii cu glas, descoperă copii muzicali, cu, îi pune la instrumente, la piana. Asta este. Și asta este meritul profesorilor de aici, din Piatra Neamț, care se ocupă foarte mult ca acest liceu să, să dăinuiască și să aibă, să scoată talente deosebite. Să zic ce nu v-am întrebat, ce, dacă aveți un film preferat, o carte preferată, ce vă place să mai faceți în, în timpul dumneavoastră liber? Cum de asta nu vă, un actor preferat? Da, preferat în primul rând, eu citesc în fiecare noapte până la 12:01, în fiecare noapte. Și în special mă preocupă ceea ce se publică în materia mea, materie de muzică, de biografii, da? Biografii marilor cântăreți, a marilor compozitori și așa mai departe. Și istorie, eu sunt pasionată de istorie, nu mă pot debarasa de asta. Altă pasiune, v-am spus, cu copiii. Și cu prăjiturile. A, da, asta e secretul nostru. Nu spunem, nu spunem. Dar ce, ce dulciuri vă plac? Eu am făcut așa, foarte, în viața așa mea... Așa nu s-ar zice, că nu păreți așa. În fiecare sâmbătă la mine exista tort. Sâmbăta și duminica la mine se mânca un tort. De șocolată, de portocale, de... Îmi plăcea, mă duceam în bucătărie, îmi plăcea asta să fac. De gătit mai puțin, recunosc, dar bineînțeles că am gătit. Însă și fiindcă am crescut copiii soțului meu, nu-i lăsam niciodată sâmbăta duminica fără dulciuri. Și îmi plăcea. Căutam diferite noi metode de asta, de a găti dulciuri. Dați-mi, mi-a spus că în prima ediție a emisiunii care a fost difuzată săptămâna trecută, mi-ați spus că sunteți un om activ, ceea ce vă menține tonusul pe care îl aveți și că în fiecare zi vă plimbați. Da. Mai spuneți-ne, care sunt secretele unei vieți? Pentru că bănuiesc că sunteți, ați dus o viață de om echilibrat și sănătos și de asta ați ajuns la o vârstă pe care nimeni nu vă dă, să fiți în putere, să fiți cu minte atât de limpede, cu simțul umorului încă la dumneavoastră, cu putere de muncă și cu poftă de viață. Cum faceți? Poate să spună toți cei care sunt în jurul meu că eu sunt un om extraordinar de vesel și chiar trăiesc făcând mici gafe, mici bancuri, mici, totdeauna. De exemplu, vă dau un exemplu mic. Am o elevă care de câte ori vine la mine și cântă, cântă, face mora. Ce? Dumneavoastră nu credeți că eu am început să am glasul mai mic? Da, chiar foarte mic, nu te mai aud. Începe să râdă. Totdeauna, adică nu încep să-i fac, dar ce dragă, dar mă plictisești. Ce tot mă pesez cu, cu aceeași obsesie? Nu, o aprob. De fi și sfârșim amândouă râzând, bineînțeles. Deci luați așa da, viața? Da, da. Și am foarte multe cunoștințe care vin seara și vai, astăzi am fost atât de supărată și necăjită. Dar de ce? Ce ți-a întâmplat? Păi uite, m-am dus și uite, m-am păcălit. Și ce dar dacă te-a păcălit? Te-a sărăcit cineva? Asta nu e... Dacă te-a... Sau, vai, mă doare asta, știu de la Paul Vasiliu, da. Profesorul Paul Vasiliu, el mi-a spus-o. Zice, ce... domnul profesor, ce mai faci? Ce să fac? Mă doare. Da. Ei, dar dacă mă doare, înseamnă că trăiesc. Adică nu-mi pasă că mă doare, mi-e îmi pasă că trăiesc. Și asta este... Îți dau un tonus de a înfrunta toate micile scâieli din viața de toate zilele. Asta e. Sunteți un om fericit și mulțumit cu viața pe care ați avut-o? Da, sunt un om fericit, sunt mulțumit de faptul că am putut să muncesc atâția ani. Peste 60 de ani este un lucru puțin întâlnit. Dar am și o mică durere pe care eu o trec în fiecare seară ca un film. Faptul că i-am pierdut de tineri pe foarte mulți dintre ai mei. Și așa, ca un fel de ce, în fiecare seară mi-aduc aminte de ei și
am momente când, momente de cădere, că fiecare om are, nu? Dar mă refac imediat. Cu ajutorul bunului Dumnezeu? Sigur. Deci ar trebui pe cei dragi nouă să-i prețuim mai mult cât îi avem. Și dacă mi se întâmplă câteodată să am o cădere mai mare, imediat mă duc și iau o carte de istorie. Pentru că acolo vezi, te poți hrăni cu viața, cu necazurile, cu implicațiile în viața de toate zilele a unor oameni care poate, chiar s-au sacrificat. Nu? Avem atâția eroi, atâția oameni din care poți să tragi multe, multe învățăminte. Și mă duc, mă retrag citind viața altuia. E, apropo de asta, că nu mi-ați spus și am uitat și eu, dar mi-am amintit înainte de finalul emisiunii, de cartea dumneavoastră. Da, am o carte care eu consider că nu este, memoriile? Nu este ceva este deosebit. Este o carte autobiografică? Da, e o carte autobiografică pe care eu am scris-o cu gândul să o las nepoților mei, care nu cunosc nimic din viața mea, ducându-se departe. Dar unul din ei, Marius Cristali, cel mai mic din ei, stră-stră-nepot. Stră-stră-nepot, de frate. Da, da. A luat rândurile mele, dă-mi-le, te rog, să le citesc. Nu, lasă, după ce ai muri eu, nu, te vreau să citesc. Și în mod discret s-a dus și s-a consultat cu alții. Și v-a făcut o bucurie. Și mi-a adus manuscrisul, da. Am rămas... Af, am spus, nu merit. Deci a vorbit cu un editor? A vorbit cu Oana. Asta vedem la... Lăcrămioara, Oana, și cu Cornel Miftodi. Și mi-a strâns toate pozele și mi-a făcut o carte pe care, contra voinții mele, și eu și acum stau cu frica că dacă niște oameni mai deosebiți vor pune mine pe carte, să zică... Ce caut așa? Nu știu, mi-e frică, dar acum totuși trebuie modestă, să fac lansarea. Sunteți foarte modestă ca oamenii deosebit. Foarte care... multe din întâmplările pe care vi le-am spus și altele sunt trecute acolo. Dacă cineva iubește muzica, totuși se poate delecta cu întâmplările astea pe care le-am avut eu în diferitele mele deplasări. Abia aștept o carte cu autograf. Și, da, cu multă plăcere pentru toată lumea, nu mă gândesc la nimic decât dacă cineva are dorința să se uite peste carte cu multă bunăvoință, multă plăcere. Eu trebuie să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat acest interviu lung. Am făcut două ediții ale Tabloului de Viață împreună. Sunt onorată că mi-ați împărtășit povestea dumneavoastră de viață. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă sănătate în continuare și multă putere să fiți alături de copiii care sunt la liceu și de copiii cei mari care sunt artiști deja consacrați și care mai vin la dumneavoastră să vă ceară sfatul. Bun, și eu spun că vă mulțumesc din suflet că totuși ați avut bunăvoința să mă ascultați. A fost plăcerea mea și cu siguranță și plăcerea telespectatorilor. Vă mulțumim și toate cele bune! Dumneavoastră celor de acasă, vă mulțumim pentru atenție. Sper că v-a făcut plăcere, cum mi-a făcut și mie, discuția alături de maestra Elena Botez, cetățean de onoare al municipiului Piatra Neamț. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!